Bună ziua, dragilor! Bine ați revenit la Flori în Bucătării! Astăzi facem plăcintă de dovlecel cu brânză și cașcaval. Așa că rămâneți lângă mine să vedeți modul de preparare și ingredientele de care avem nevoie. Avem nevoie de, pentru cocă, pentru foi, de 400 ml de apă, 600 de grame de făină, o linguriță de sare, o linguriță, două de ulei, iar pentru o umplutură o să folosim 2 dovlecei, așa, micuți, 100 de grame de cașcaval, mozzarella, 100 de grame de brânză, feta, 5 cepe, o legătură de mărar proaspăt, o să mai avem nevoie de un ou și de ulei pentru uns. Ne apucăm de treabă. Punem apa în castron cu sarea, cu un pic de ulei și mestecăm să se topească sarea puțin. Și începem și adăugăm făină. Folosim lingura la început. Paleta asta. Și după ce incorporăm cât de cât făina, o frământăm puțin. Frământăm cu mâna până incorporăm toată făina. Coca mea este aproape gata, vedeți? Mai puneți o mână de făină să vă ajutați să terminați de frământat, dacă este cazul, cum ați văzut că am pus eu. Așa. Și acum o lăsăm deoparte și ne ocupăm de dovlecel, de ceapă. Am spălat ceapa, după cum vedeți, și acum o tocăm mărunt. Mărunt, mărunt. Ne ocupăm de dovlecel. Vedeți, i-am tăiat cotorul și acum îl dăm prin răzătoarea mare. Așa procedăm cu amândoi dovlecei. Am terminat și dovlecelul de dat prin răzătoare. Îl punem și pe el peste ceapă. Și o să-l punem la călit puțin. 5 minute. Punem o linguriță de sare. Amestecăm ceapa și dovlecelul bine, bine. Punem în tigaie puțin ulei de măsline, de care aveți, și punem la călit, cum v-am zis,
Spălim 5 minute. Am călit 5 minute, cum v-am zis. Așa arată. O lăsăm la răcit și ne ocupăm de cocă. Ungem blatul de lucru cu ulei și scoatem coca pe blat. Să vă ajutați de ulei tot timpul ca să putem să lucrăm. Împărțim coca în 8. Și facem 8 biluțe. Vedeți? Așa. Am făcut 8 biluțe, acolo am câte una și punem în farfurie. Nu uitați să ungeți cu ulei. Punem 4 și 4. Acum luăm fiecare farfurie și o punem așa într-o pungă și o să le lăsăm 15 minute așa în pungă. Între timp o să ne ocupăm de umplutură. Am spălat mărarul și acum îl tocăm și pe el. Mărunt, mărunt, mărunt. Punem aici ceapa și dovlecelul. Mărarul. Cașcavalul. Și brânzica. O fărâmițați așa puțin. Să amestecă ea aici bine cu totul. Și amestecăm toată compoziția. Ne apucăm de plăcințică. Scoatem coca. Ungem bine aici blatul de lucru. Mâinile. Și încercăm să întindem cât de mult putem. Am avut mărar pe mâini, n-are nimic. Și întindem, cum am zis, cât de mult putem foaia. Încet, cu răbdare.
întindem, cum v-am zis, cât de mult putem. Cam așa am întins-o eu. Acum o să dau așa puțin coca. S-a mai și rupt așa pe colo, pe colo, nu se întâmplă nimic. Și începem și punem compoziție. Un strat generos. Și o să începem să o învârtim. Așa. Și acum învârtim până la capăt. Așa. Procedăm. Am răsucit plăcințica. E foarte elastică, foarte bună foaia coca. Și acum începem și facem așa, cum zic eu de obicei, un melc și la tabă. Așa. Și ne ocupăm de cealaltă foaie. Am întins-o și pe aceasta și o facem exact ca pe prima. Punem umplutura. Și v-am zis, exact ca la prima, am bătut un ou și acum îi dăm la plăcințica noastră cu ou ușor să prindă o culoare frumoasă când se coace. Și mergem cu ea la cuptor. Cuptorul încins la 180 de grade, de preferință sus și jos, 30-40 de minute, până să coace plăcinta, bineînțeles. Dragilor, plăcințica noastră s-a copt. Ia uitați-vă ce frumos arată. O lăsăm un pic să se răcească și venim să porționăm o feliuță, să vedem cum arată și în interior. Dragilor, haideți să tăiem, cum v-am zis, plăcințica, să vedem cum este și în interior. Ce frumos miroase! Încă este fierbinte. Așa arată plăcințica noastră. Ia uitați cum iese aburul din ea, încă e fierbinte, v-am zis. Sper să vă placă, să o încercați și voi. Și să-mi spuneți ce părere ați avut după ce o veți face și să probăm puțin
ca de obicei, toate produsele le probăm, că altfel nu știm gustul. Un gust? Ce să vă zic? Foarte apetisant. Foarte, foarte bună. Așa că eu sper să o faceți și să vă placă. Până la următoarea rețetă, vă urez sănătate și numai bine. La revedere!